Perioada activă pentru Oyama Kyokushin. Clubul de arte marțiale din Giurgiu va participa vineri și sâmbătă la o competiție organizată în municipiul Tulcea. Va fi al doilea concurs în decurs de o săptămână pentru sportivii giurgiuveni. Vineri plecăm din Giurgiu la un concurs internațional la Tulcea, deci Cupa Danub, care va fi pe lângă România și lotul național al Rusiei. Deci un concurs foarte puternic. Rusia este campioană pe departe în Europa la tot ce înseamnă copii, juniori, seniori, deci majoritatea sunt foarte bine pregătiți și ei se pregătesc pentru următorul concurs al lor, care e un campionat internațional. Delegația giurgiuveană nu va cuprinde numai sportivi de la Oyama Kyokushin. La această competiție, clubul Oyama Kyokushin Giurgiu va participa cu 14 sportivi și 16 susținători. Va mai merge 6 sportivi de la alt club care se numește Shindojo din Giurgiu. Și încă 8 susținători, vor merge 3 antrenori, 4 arbitri, deci suntem un lot foarte numeros, aproape de 50. Ce vă propuneți? Ne propunem, bineînțeles, să câștigăm cât mai multe medalii și copiii să fie tot la fel de bine pregătiți ca și la celelalte concursuri care au participat până acum. Cel mai tânăr sportiv al clubului abia așteaptă următoarele competiții. Andrei are 6 ani și speră să devină un mare luptător. Are deja centura portocalie. Ce vrei să faci la următorul concurs? Să-i bat. Să-i bați pe toți? Câți vrei să bați? 5. 5? Câți ai bătut cel mai mult până acum? La Sibiu câți ai bătut? 2. 2? Acum vrei 5? N-ai vrea să câștigi și tu o cupă dintre asta așa mare? Ba da. Am văzut că ești puțin mai înalt decât ea. 4 medalii a obținut Oyama Kyokushin săptămâna trecută la Cupa Mondială de Karate, desfășurată în Ungaria, la Szentes.